Ești un om bogat, Rareș? Nu, nu, nu. Dimpotrivă. Sunt un om normal. Nu știu, cât câștigi pe lună? Astăzi, la ora asta, cât câștigă omul Rareș Bogdan? Rareș Bogdan câștigă foarte mulți bani și are foarte multe Rolex-uri și așa mai departe. Eu nu am. Da. Nu, eu am... la instituția prefectului am avut un salariu de 2500 de euro pe lună, aproximativ 12.000 de lei. La primăria sectorului 5, ca city manager, undeva la vreo 15.000 de lei. Deci nu ești Rareș Bogdan. Nu, niciun caz. Nu? Adică... Sunt departe și... Auzi, nu. A? Și șoc și groază nici nu-mi doresc. Da, mă rog. Da. Nu, am cu totul altă traiectorie. Are și Rareș calitățile lui. Are foarte multe calități. Și Rareș Bogdan are... Serios acum vorbesc. Are, nu, nu. Și eu foarte serios. Are chiar foarte multe calități. Are un limbaj mai strident uneori, dar sigur că asta face parte din personalitatea lui. Da. Deci cât câștigi pe lună? Deci omul Rareș Hopincă... Acum 12.000 de lei pe lună. Da. Un nivel care este mare. Da, pentru un om de rând e un nivel mare, dar, dar e un nivel normal. Care, de exemplu, mie e suficient. Adică nu pot să spun că am nevoi pe care să-mi doresc să le îndeplinesc și nu le îndeplinesc.